Bună ziua! Suntem gata? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi voi prezenta împreună cu colegii noștri de la Consiliul Municipal Chișinău, este vorba despre Iurie Tesa și Aliona Doruș, vom prezenta un proiect de lege care a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la modificarea, amendarea legii 303 cu privire la asigurarea cu apă, alimentarea cu apă și canalizarea. Este un proiect de lege foarte important pentru cetățeni, pentru oameni. Despre această inițiativă am vorbit și în campania prezidențială. Au fost foarte mulți cetățeni care s-au adresat și la președintele Platformei Demnitate și Adevăr, la consilierii noștri și personal, atunci când mergeam în audiență, discutam cu oamenii exact aceste probleme. Colegii noștri o să vorbească chiar mai în detaliu despre acest lucru. Ceea ce esența modificării legii 303 este următoarea. Dacă acest proiect de lege va fi votat, atunci consumatorii vor trebui să achite doar ceea ce arată pe contorul de apă, nu și cheltuielile sau pierderile de sistem care sunt incluse acum în facturi. De exemplu, dacă un consumator are datele de contor arată, de exemplu, 7 sau 10 cuburi, el este obligat să plătească 15, 17 sau poate chiar mai mult. Și totodată, prin această lege, operatorul apă canal și alți operatori vor fi obligați să încheie contracte individuale cu consumatorii, iar branșamentele vor fi deja nu la intrarea în blocurile locative, ci vor fi chiar în apartamentele oamenilor, acolo unde sunt instalate contoarele lor. Vreau să vă spun că o asemenea experiență pozitivă, zic eu, are operatorul de furnizare a energiei electrice și de livrare a gazelor în Republica Moldova. Noi știm că acolo oamenii plătesc doar datele de pe contor. Credem că acest lucru trebuie să fie făcut și de către operatorul, furnizorul de apă în locuințele din municipiul Chișinău și din alte municipii ale Republicii Moldova. Dar noi acest proiect de lege noi l-am pregătit împreună cu consilierii noștri și el a fost precedat de o mai mare activitate inclusiv în Consiliu, inclusiv în Consiliul de Administrare al APE Canal, unde s-a discutat cu specialiștii de acolo, conducerea de acolo și s-a ajuns la argumentarea că această lege 303 trebuie să fie amendată. Iată de unde a apărut și acest proiect de lege. Eu mă adresez acum și către colegii noștri din celelalte fracțiuni. Este un proiect social, este un proiect care ține de echitatea, restabilirea echității pentru foarte, foarte mulți consumatori, pentru foarte multe persoane, cetățenii ai Republicii Moldova, care au dreptul să achite doar ceea ce consumă, să nu fie țepuiți, să nu fie jefuiți în asemenea hal de nici un operator, de nici un furnizor, de nimeni altcineva și această echitate sper că va fi restabilită cu contribuția noastră a tuturor deputaților. Iată de ce am făcut și acest apel către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova, că atunci când proiectul nostru de lege va intra definitiv în procedură legislativă, să fie votat atât în comisie cât și în plenul Parlamentului. Acum am să-i ofer cuvântul Alionei Doruș, consilier municipal din partea Platformei Demnitate și Adevăr, care o să vină cu anumite precizări legate de modul în care a fost pregătit acest proiect de lege. Te rog, Alion. Bună ziua, stimați chișinăuieni. Noi suntem fracțiunea Platformei DA din Consiliul Municipal Chișinău. De la începutul mandatului nostru am avut multiple solicitări din partea locuitorilor municipiului Chișinău,
care veneau la noi cu lacrimi în ochi, precum că li se indică în serviciile comunale pentru apă și canalizare o cotă parte așa numită pentru pierderele de fapt în a sistemului de branșament intern și nu achită ceea ce consumă ei de fapt conform indicelor de contor, dar consumă adăugător 10 de cuburi de apă pe care nu au niciun drept să le achite adăugător. De aceea, în cadrul discuțiilor noastre, la nivel de fracțiune, la nivel de Consiliul Municipal, am ajuns toți consilierii la un consens, precum că este nevoie de intervenit în legea 303 și de modificat în așa mod încât Apă Canal să contracteze direct toți consumatorii de apă și canalizare, astfel încât locuitorii să achite doar ceea ce consumă conform indicelor contorului individual de consum. Domnul Iurie Tesa se va adresa la dumneavoastră cu unele cazuri individuale și cu discuțiile noastre care le-am avut în cadrul Consiliului de Administrare cu Apă Canal. Considerăm că este o inițiativă și mulțumim pe această cale deputaților noștri din platforma DA că au dat curs acestei inițiative și este o lege care urmează a face o dreptate socială pentru toți locuitorul din Chișinău. Vă mulțumesc! Bună ziua! De fapt, eu o să mă opresc la articolul 26 a legii, care, după părerea mea, este un pic inechitabil și discriminatoriu în legea actuală care funcționează. Din ce considerente? Pentru că acest articol spune că achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor se efectuează de către operator din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare doar la consumatorii care sunt încheiate contracte directe. Aici se arendere casele particulare nu achită pentru deservirea, verificarea contoarelor sau cei care au contracte directe, dar cei care au contracte cu Apă Canal și administratorul blocurilor de locuit, chiar dacă sunt obligați într-un fel să aibă și contoare individuale, să le verifice, aceste servicii le suportă ei din buzunarul propriu. La fracțiunea Platformă de Unitate și Adevăr din cadrul Consiliului Municipal Chișinău avem multiple, practic aș zice, săptămânal plângeri pe aceste cazuri, când în facturile consumatorilor sunt incluse câte 9, 10, 13, chiar ultimul caz din strada Cuza-Vodă 42, avem și 23 de metri cubi incluși ca și cota parte. Cel mai nefericit în acest caz este un invalid de gradul 2, un domn în vârstă de vreo 60 de ani, care iată că s-a trezit pentru luna octombrie, are de achitat plus 23 metri cubi cota parte. Și aici mai avem și o doamnă care are la întreținere un copil invalid, iarăși 13 metri cubi de apă. Asta este ceva alarmant, îngrijorător. Mai avem și analiza pe ultimii 5 ani de la Infocom, cei care tipărește și calculează facturile la serviciul public. Păi iată că aici în analiză putem observa că anual practic sunt pierderi sau volumul de apă necalculat sau inclus în facturile consumatorilor câte 1 milion de metri cubi, practic. Asta ar însemna cam vreo 10 milioane de lei sunt achitați sau în unele cazuri neachitați, sunt trecuți la pierderi acest volum de apă. Așa. Ce facem noi în cadrul Consiliului Municipal? Am solicitat conducerea Apă Canal Chișinău să intervină și să contracteze
direct cu consumatorii finali acest serviciu și pe ultimul caz la care m-am referit, strada Cuza-Vodă, pregătim un proiect de decizie prin care se va forma un grup de lucru pentru stabilirea și identificarea de unde parvine acest volum exagerat de mare care este reflectat în facturile consumatorilor. Iar în cazul în care vor fi depistate și persoane rău intenționate în acest sens, desigur că va fi sesizat și organele competente în acest sens. Mulțumesc! Bine, noi vă mulțumim foarte mult pentru reflectarea acestei conferințe de presă. Ceea ce ar mai fi de adăugat este că noi venim aici nu doar pentru a restabili dreptate, dar și pentru a veni cu niște lucruri, pentru a înlesni și activitatea operatorului. Este vorba despre citirea la distanță a contoarelor, așa cum se întâmplă și în cazul contoarelor pentru gaze sau pentru energie electrică, astfel încât oamenii, nici și operatorii să poată citi aceste date mai ușor, dar nici consumatorii să nu fie deranjați. Și, totodată, așa cum am vorbit, restabilim aceste lucruri, pentru că este inadmisibil ca pierderile de sistem să fie de circa 40% în municipiu, iar aceste pierderi să fie achitate de către consumatori, de către cetățeni, de oamenii simpli, inclusiv aceste persoane cu dizabilități, invalizi și alte persoane vulnerabile care nu-și permit să achite, nu că 10-15 metri cubi în plus, dar minte un metru sau doi. Vă mulțumim foarte mult, sperăm că această lege va fi adoptată și încă o dată voi aduce mulțumiri colegilor noștri din Parlament care vor susține acest proiect de lege. Vă mulțumim, o zi bună! O zi bună.